Domnilor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Primul lot de vaccinuri împotriva virusului COVID-19 va ajunge în Moldova în acest weekend. Autoritățile au primit notificarea de la platforma COVAX, prin care a fost confirmată livrarea serului. Despre câte doze este vorba, aflați la știri. După un blocaj, primăriile din țară pot iniția achizițiile publice pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru reparația drumurilor. Două luni de zile, toate primăriile din Republica Moldova, toate consiliile raionale, au fost cu neputință de a începe procedura de achiziții publice. Cine au pus piedici acestui proces, vă spunem în jurnal. Cum apreciați dumneavoastră întreg acest proces de licitație? Inovați, avansăm. E ok așa. Primăria a obținut alte 10 milioane de lei în urma unor licitații pentru gherete. Pe ce locuri s-a dat cea mai mare bătălie acum, vă spunem în câteva minute. Iar astăzi în Moldova au fost înregistrate 1452 de cazuri de COVID-19 din peste 4600 de teste. Astfel, țara noastră a trecut peste 183.000 de infectări. Cu regret, tot astăzi a fost înregistrat un record sumbru, 28 de decese într-o singură zi. Din cazurile noi înregistrate, 57 de persoane sunt angajați din sistemul medical, 306 persoane sunt internate în stare gravă. Pe de altă parte, astăzi au fost declarați tratați 567 de moldoveni. În total, aproximativ 165.000 de persoane au fost tratate de COVID-19. De asemenea, la ora actuală, 9.000 de moldoveni se tratează acasă, fiind monitorizați de medici. Primul caz de reinfectare cu noul coronavirus în țara noastră a fost înregistrat după 6 luni de la începutul pandemiei. Acum, numărul celor reinfectați a trecut de 200, majoritatea fiind din capitală. Oamenii recunosc că după ce au trecut prima dată de COVID, au fost mai puțin precauți, nu s-au protejat mizând pe anticorpii cu care s-au ales în urma bolii. După ce virusul i-a încercat însă și a doua oară, frica le-a intrat serios în oase, mai ales că majoritatea infectărilor repetate sunt într-o formă mult mai grea. În familia Rinei Ermilova, fiecare membru al familiei își aduce aportul în orice, dar să treacă prin COVID împreună și încă de două ori nu au fost pregătiți. A doua oară boala a trecut mult mai greu, părinții abia de se țineau pe picioare, așa că de fiica sa de numai 4 ani aveau grijă rudele. În primul rând, втрое дольше, во вторых мы болели тяжелее, потому что пластом полторы недели пластом лежали, ни есть не могли, ни спать не могли. И не встать не могли, а у нас лестница с первого на второй этаж, по ней ползать было вообще что-то с чем-то. За один заход 15 минут. Neputință totală, iar în jur doar termometre și o mulțime de medicamente. Dacă la prima întâlnire cu boala, Rina împreună cu soțul au administrat doar vitamine și antivirale, acum lista de preparate a crescut cu mult. Когда усложнилась ситуация и появилась пневмония, добавился антибиотик, добавилось там от антибиотика туда-сюда. И это реально такая горь, что ты человек, который в принципе не может кушать, да, потому что плохо, должен съесть вот это, а потом еще покушать. Для организма тяжело, и каждый препарат дает какую-то свою реакцию. Mai târziu la lista de medicamente s-au adăugat și calmante. Мы пили таблеточки от нервов в увеличенной дозе, но все равно были переживания, и мы еще в прошлом году постарались потянуть хвосты по документам, по каким-то таким делам, которые могут остаться после, если что, не дай бог. И было несколько ночей, когда я правда боялась, что эта ночь утром не закончится. Rina a putut să iasă din casă abia acum o săptămână, iar cea mai mare indignare a fost atunci când a constatat câți oameni merg pe stradă fără măști de protecție. Очень безалаберные люди, просто безалаберные. Я не понимаю, почему они этого не боятся. Потому что очень много знакомых и переболело, и болеет. Кто-то похоронил близких, кто-то сейчас болеет. И даже некоторые из тех, кто переболел, обычно это те, кто в очень легкой форме перенес. Нормально. Ничего страшного, надо же как-то жить. În această situație, Rina spune că cel mai tare este milă nu de cei bolnavi, dar de medici. Nici până acum nu își poate închipui cum medicul ei de familie poate supraviețui într-un grafic atât de încărcat și să acorde atenție fiecărui pacient. На связи как бы была, и несмотря на свою колоссальную загруженность, я вообще не очень представляю, как она это все может переносить. Мы доверились ей сразу, и она смогла вести ребенка и нас. И очень, очень нам помогла.
и морально, и собственно, с лечением. Organizația Mondială a Sănătății abia cercetează de ce anticorpii nu funcționează după prima infectare. Una din ipoteze este că cei care s-au îmbolnăvit repetat ar fi avut de fiecare dată diferite tulpini ale virusului. Cercetările arată că vaccinarea ne poate apăra de coronavirus mult mai eficient decât anticorpii pe care organismul i-a format după ce ne-am tratat. Veste bună pentru tinerii moldoveni care își fac studiile în Rusia. Acolo se revine la studiile cu prezența fizică. Asta îi bucură pe tineri, așa cum orele în aule sunt mult mai interesante decât cele din fața calculatorului. În plus, doar așa poți simți adevăratul farmec al vieții de student. Vladislav este student la Facultatea de Biotehnologie și Biologie de la Universitatea de Stat din Mordovia. În iunie anul trecut, tânărul a venit acasă, iar la începutul anului de învățământ nu s-a mai putut întoarce înapoi, întrucât din cauza pandemiei, Rusia și-a închis granițele pentru cetățenii străini, iar orele au fost desfășurate online. Первые 2 месяца я очень сильно переживал, потому что система только налаживалась. Одно дело, когда ты со всеми на дистанционном обучении, а другое дело, когда ты один, а другие ходят в университет, общаются с преподавателями, получают полноценное образование, а ты как белая ворона. Иногда у меня было чувство изгоя даже. Vladislav spune că are o atitudine serioasă față de studii. Asta deși de la distanță orele nu sunt prea interesante, iar pe mulți tineri îi fură somnul în fața calculatorului. Astfel, Vladislav a însușit tot materialul, iar sesiunea de iarnă a trecut-o cu brio. Я чувствую, что я усвоил, я не переживаю по этому поводу, так как, ну, есть такое понятие самообразование, самодисциплина. Когда тебе интересно, когда ты горишь своей профессией, когда ты хочешь стать действительно специалистом, то это не проблема. Я просто подумал, что чем больше я сейчас себя вложу, тем больше пользы в будущем я смогу привнести в свою область. Un avantaj al studiilor la distanță este economisirea banilor pentru zbor și pentru închirierea unei locuințe în Rusia. Vladislav spune însă că în această jumătate de an nu a reușit să acumuleze prea multe economii. В финансовом плане, да, это мне намного дешевле вышло. В основном на месяц я тратился на съем квартиры и на транспорт. В России, там, где я живу, не очень дорогой съем, поэтому это, ну, буквально копейки. Я летаю в основном на самолете, а потом на поезде добираюсь. Билеты не такие уж и дорогие. Acum Vladislav se pregătește să plece în Rusia și spune că este bucuros să revină la învățământul tradițional. Буквально недавно я получил такую информацию, и я этому действительно очень обрадовался. Я думаю, что мне пойдет на пользу вот эта смена обстановки, и я очень жду, когда я улечу и смогу увидеться со своими друзьями, со своими однокрупниками, с преподавателями. Тынерул mai speră că în Rusia să se poată vaccina împotriva coronavirusului. Там от университета происходит вакцинация всех студентов, поэтому я думаю, что да, возможно. Там именно массовая вакцинация происходит. Об этом информация у нас с университета приходит, поэтому там записывается, кто хочет, это добровольно. Continuăm cu alte știri. Scandal la Consiliul Suprem de Securitate. Președintele Comisiei Naționale Apărare și Ordine Publică, Sergiu Sârbu, care este membru din oficiu al Consiliului, nu a fost lăsat să participe la ședința convocată astăzi de președintele Maia Sandu. Asta în pofida faptului că a fost invitat la ședință și că legea îl obligă să participe la această întrunire. În replică, deputatul i-a amintit șefului statului că și ea a votat pentru concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Președinția a invocat drept motiv faptul că Sergiu Sârbu ar fi parte al unui conflict de interese ce ține de subiectul concesionării aeroportului internațional Chișinău discutat în cadrul Consiliului. Sergiu Sârbu s-a declarat mirat de aceste acuzații. Este un absurd absolut și o inepție de proporții, deoarece conflictul de interese nu se stabilește, după cum înțelege Maia Sandu, ci exclusiv conform capitolului 3 din legea numărul 133 cu privire la declararea averii și intereselor personale. Potrivit acestei legi, persoana vizată este obligată să declare conflictul în cazul în care există, pe proprie răspundere, să informeze conducerea, să se abțină de la examinare, de la vot, să se adreseze Agenției Naționale de Integritate, etc. În cazul meu, fără a demonstra existența acestuia, fără niciun act de constatare de la ANI sau alte organe competente, a spus Sârbu. Mai mult, deputatul a atras atenția că anume Maia Sandu a votat pentru concesionarea aeroportului când era ministru în guvernul Leancă. În primul rând, așa după cum spunea și domnul Șalaru, nu încape îndoială că aeroportul nostru trebuie să fie modernizat. În procesul de definitivare să ținem cont de aceste sugestii făcute de toți colegii. Eu vă mulțumesc cine este pentru acest proiect. Vă rog să votați.
împotrivă, este vă mulțumesc foarte mult. Deputatul a accentuat că președintele Maia Sandu încalcă deliberat nu doar Constituția, ci și legile și regulamentele în vigoare și a anunțat că va merge pe toate căile legale pentru a-i pedepsi pe cei care au înfăptuit acest abuz. Anterior și ministrul Justiției Fadei Nagacevski a anunțat că nu se regăsește pe lista membrilor Consiliului Suprem de Securitate, la fel ca și șeful de la CNA. În schimb, Maia Sandu a introdus pe lista membrilor Consiliului mai mulți reprezentanți ai societății civile care nu au acces la secretul de stat. Prin deciziile sale anticonstituționale, Maia Sandu încearcă să uzurpeze puterea în stat. Asta declară președintele PSRM Igor Dodon. El a atenționat că actualul președinte este la a treia tentativă de încălcare a Constituției. Igor Dodon spune că prin comportamentul său dictatorial, Maia Sandu a indus țara într-un blocaj politic și economic. Ceea ce se întâmplă în ultimul timp în Republica Moldova este o încercare, o tentativă de uzurpare a puterii în stat. În politica moldovenească, balaboli și pachemoni a apărut și Führerul. Nu, cum pot să subminez tot absolut? Orice Führer a început activitatea prin încălcarea Constituției, subminarea normelor legale și uzurparea puterii de stat. Ceea ce avem noi acum în Republica Moldova este exact ceea ce am avut în istorie în viacul trecut. Președintele PSRM susține că în toată această situație pare mai mult decât stranie tăcerea ambasadorilor occidentali. Imaginați-vă, vă rog, stimați parteneri de dezvoltare, ambasadori UE, SUA, alții, dacă eu, în calitate de președinte, îmi permiteam așa dezmăți care își permite Maia Sandu. Săreau toți ambasadorii în capul meu. Unde sunt acum ambasadorii, parteneri de dezvoltare? Cu mari standarde europene și acquis comunitar. Unde sunteți voi? De ce tăceți? Ați luat apa în gură și ați vărât capul în năsăr. De ce? Pentru că e a noastră. E rea, dar e a noastră. Păi dumneavoastră creați precedente cu acceptul tacit al dumneavoastră la fără de legile care se întâmplă. Președintele PSRM Igor Dodon atenționează că Maia Sandu se află la a treia tentativă de încălcare a Constituției Republicii Moldova prin intenția de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului la 23 martie, atunci când se împlinesc 3 luni de la demisia guvernului Chicu. Eu nu știu, apropo, cine consultă cu Maia Sandu. Pentru că asta este a treia tentativă greșită de a interpreta Constituția. Vă aduc aminte, prima tentativă greșită a fost când a mers la curte și a spus că trebuie să facă autodizolvarea Parlamentului. Și toată lumea spune, băi, nu se poate. Maia Sandu a mers, așa. Și curtea a spus, nu se poate autodizolvare. A doua greșeală din călcarea în Constituție, că nu a acceptat candidatul majorității parlamentare pe Durleșteanu pentru că se teme de ea, pentru că aceia niciodată nu o să șadă pe stoichi smirnă cum stau toți consilierii ei. Și curtea a spus că nu e corect, a încălcat Constituția. Și a treia merge. Că pe 23 martie nu o să fac nimic, dar pe urmă o să vedem. Igor Dodon insistă că Parlamentul nu poate fi dizolvat doar pentru că președintele țării nu-l agrează. Potrivit fostului șef al statului, Maia Sandu încearcă să creeze un precedent foarte periculos când forul legislativ poate fi trimis în demisie ori de câte ori își va dori președintele Republicii Moldova. Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă Parlamentul nu activizează. Dar nu poate fi dizolvat Parlamentul pentru că președintele doarme. Nu poate fi dizolvat Parlamentul pentru inactivitatea altor instituții și organe de stat. Liderul socialiștilor spune că cel puțin fracțiunea PSRM nu va merge pe scenariile plămădite de administrația prezidențială, inclusiv pe cel al referendumului așteptat de șeful statului Maia Sandu. Și asta pentru că Republica Moldova nu își poate permite cheltuieli de milioane pentru un exercițiu inutil. Niciun fel de referendum nu va fi. Pe care e logica să mergi la referendum, să cheltui tot 100 de milioane de lei? Pentru ce să cheltui 100 de milioane de lei? Pentru că așa e ambiția lui Maia Sandu? Când oamenii așteaptă vaccini, agricultorii trebuie să înceapă lucrările de primăvară, dar cineva, vedeți-le, haideți la referendum. Nu o să fie referendum. În același context, cel de-al cincilea președinte al țării spune că Maia Sandu încearcă să facă presiuni și asupra Curții Constituționale pentru a schimba componența guvernului în exercițiu. Mai mult ca atât, eu am informații că se face presiuni la Curtea Constituțională pentru ca săptămâna viitoare să iau decizie care ar permite doamnei Maia Sandu să schimbe membrii guvernului interimar. Îi spun ceea ce nu-i spun consilierii. În 2013 deja Curtea Constituțională s-a expus la acest capitol. Când în guvernul interimar al lui Filatov a fost demis un vicepremier social, mi se pare că Bregă. S-au adresat atunci la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a spus că guvernul interimar nu poate demite
Adică prim-ministru interimar nu poate numi și dimite alți miniștri sau alți membri ai guvernului, pentru că este interimar. Igor Dodon a avut o adresare și către premierul interimar Aureliu Ciocoi, pe care l-a îndemnat să nu participe la uzurparea puterii în stat. Guvernul Chicu a demisionat pe 23 decembrie 2020. Premierul Ion Chicu și-a depus mandatul, iar interimatul funcției sale a fost preluat de ministrul în exercițiu al afacerilor externe Aureliu Ciocoi. Împreună cu Ion Chicu au demisionat și ministrii finanțelor, economiei și sănătății. Primăriile din țară pot iniția achizițiile publice pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru reparația drumurilor, după un blocaj de 2 luni provocat de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate. Fracțiunea Partidului Socialiștilor cheamă autoritățile locale să reia investițiile capitale, iar Ministerul Finanțelor să deblocheze procesul. Deputatul PSRM Petru Borduș a declarat că toate achizițiile publice au fost blocate de deputații PAS, Veronica Roșca și Petru Frunze, în urma a 2 sesizări depuse la Curtea Constituțională. Magistrații au respins însă cererile și au menținut în vigoare prevederile legii bugetului care se referă la investiții capitale. 2 luni de zile, toate primăriile din Republica Moldova, toate consiliile raionale au fost cu neputință de a începe procedura de achiziții publice. Acești 2 deputați au blocat pe 2 luni de zile inițierea achizițiilor în toată Republica Moldova pentru reparația școlilor, grădiniților, caselor de cultură, sălilor de sport, infrastructura rutieră, amenajarea curții blocurilor de municipiu Chișinău. Fracțiunea socialiștilor susține că de acum încolo primăriile au undă verde pentru a face achiziții pentru modernizarea infrastructurii, inclusiv să continue programul Drumuri Bune. Venim cu un apel către toți primarii, toate consiliile raionale de orice nivel, să inițieze procedura de achiziții publice ceea ce ține de investițiile capitale în satele și orașele Republicii Moldova și totodată să inițieze acele proceduri de achiziție pentru reparația drumurilor în localitățile Republicii Moldova. Ministerul Finanțelor, de asemenea, venim cu un apel de a debloca această situație și deși s-au pierdut 2 luni de zile, să deruleze acest proces. Deputatul a precizat că pe lângă proiectele lansate anul trecut și reluate acum, Comisia Parlamentară pentru Buget și Finanțe este gata și așteaptă orice propuneri noi pentru dezvoltarea satelor și orașelor, așa încât să fie găsite sursele financiare pentru proiecte. Ministerul Agriculturii a anunțat primul apel de depunere a cererilor pentru solicitarea subvențiilor pentru deținătorii de animale, atât în gospodării particulare cât și în ferme. Dosarele vor putea fi depuse în perioada 1 aprilie-4 iunie la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură. Conform unui regulament aprobat de guvern în noiembrie 2020, plățile directe vor fi oferite pentru 3 măsuri de sprijin. Documentul prevede alocarea anuală din bugetul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a cel puțin 30% pentru finanțarea cererilor de acordare a subvențiilor pe cap de animal. Așadar, pentru vaci de rasă deținute pentru producția de lapte și carne, se va oferi 7.000 de lei pentru fiecare animal. În cazul oilor și caprelor, subvenția va fi de 500 de lei. Pentru proprietarii de ferme zootehnice aflate în afara localităților, plățile directe vor fi oferite de ținătorilor care au cel puțin 10 vaci și cel puțin 30 de oi sau capre. În Moldova, în prezent, sunt de exemplu înregistrate 206 ferme de vaci. De subvenții pentru fiecare animal vor beneficia fermierii care dețin permise sanitare și veterinare, nu au datorii față de stat și și-au asigurat toate animalele. Cea de-a 4-a licitație pentru dreptul de amplasare a gheretelor pentru cafea și băuturi răcoritoare a adus primăriei Chișinău peste 10 milioane de lei. În total au fost adjudecate 16 loturi din cele 20 expuse la concurs. Spațiile au fost oferite pe străzi, în scoaruri și în preajma zonelor vezi și a lacurilor. Cei mai mulți bani au fost oferiți pentru amplasarea unei gherete de pe strada Ismail. Printre cele mai râvnite locații de amplasare a gheretelor au fost spațiile de pe străzile Valea Trandafirilor, Alba Iulia, Ismail și din zona Parcului Butoiaș și a Parcului Valea Morilor. Prețul inițial pentru dreptul de amplasare a unităților de comerț a variat de la 157.000 de lei până la 483.000 de lei. Cea mai scumpă locație s-a dovedit a fi strada Ismail. 60 de pași pentru 8, 60 de pași, 2.450.000, 2.450.000, 1... 2.450.000, 2, 2.450.000, 3, adjudecat participantului cu numărul 8.
Din 20 de locații au fost adjudecate 16. Pentru 4 loturi nu s-au înregistrat participanți. Astfel, suma totală obținută în urma licitației este de 10.600.000 de lei. Dreptul de comercializare a fost oferit pentru 5 ani, iar persoanele care au câștigat pot achita banii în rate. 50% se achită din start, iar celelalte 50% se achită treptat pe parcursul unui an. Participanții la licitație spun că vor comercializa strict ceea ce s-a permis și menționează că organizarea licitațiilor este un proces transparent care trebuia implementat de mult. Ce o să comercializați? Produse alimentare, fierbinți și reci, răcoritoare. Adică este vorba de cafea, băuturi răcoritoare? Da. Vrem să vă întrebăm cum apreciați dumneavoastră întreg acest proces de licitație? Inovație. Cum zicem? Avansăm. E ok așa. Очень хорошо. Я считаю, что очень правильный аукцион. Я считаю, что тот, кто умеет это делать и может работать, пусть он как бы и занимается своим делом. Credeți că este mult mai transparent acest proces? Da, я считаю, что да. Всего 3 места купил. Вот на Чканах и вот сейчас 2 на Рожкановке. Что будете продавать? То же, что и продаем. Кофе, напитки, молочные всякие там, коктейли. La această licitație, 3 companii au reușit să câștige câte 3 locații. Membrii Comisiei de Licitație spun că acesta este numărul limită pe care îl poate obține un participant, fapt stipulat clar și în regulament. Acest punct în regulament, asta și dorește să identifice, să nu fie monopol pe piață. Fiecare să fie un echilibru pe piața cafelii. Sperăm că toți agenții economici să-și îndeplinească obligațiunea de a achita această sumă care a fost câștigată la licitație. Pentru a achita, ei au la dispoziție 20 de zile din ziua licitației. Amintim că la primele 3 licitații deschise pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului Chișinău au fost adjudecate 39 de loturi în valoare totală de peste 77 de milioane de lei. Autoritățile locale menționează că banii vor fi folosiți pentru proiecte de amenajare și de dezvoltare a infrastructurii. Primăria Chișinău a lansat licitația repetată pentru achiziționarea 100 de autobuze noi. Decizia vine în contextul situației critice din Moldova privind răspândirea virusului COVID-19. Primarul Ion Ceban susține că transportul public este cel mai mare focar de îmbolnăvire. Licitația va dura 35 de zile, iar suma totală prevăzută pentru lotul de 100 de autobuze noi este de 270 de milioane de lei. Conform cerințelor formulate de municipalitate, lotul trebuie să fie livrat la Chișinău în termen de 6 luni de la semnarea contractului de achiziție. Vehiculele urmează să fie dotate cu camere video în interior și cu sisteme de ventilare. Menționăm că municipalitatea a lansat anterior o licitație pentru achiziționarea celor 100 de autobuze, dar rezultatele acestui concurs, desfășurat în anul 2020, au fost anulate. Atenție pentru șoferii din capitală. În perioada 1-31 martie va fi suspendat traficul rutier pe strada Ion Creancă, pe tronsonul cuprins între străzile Belinski și Eugeniu Coca, direcție spre strada Alba Iulia. Excepție se va face doar pentru transportul public. Potrivit primarului general Ion Ceban, acest lucru are loc în contextul lucrărilor de reparație a străzii. Până în prezent s-a lucrat la prima etapă a reabilitarea străzii, fiind înlocuite rețelele de apeduct, pentru care nu a fost nevoie de asistarea traficului. De luni demarează a doua etapă, și anume pozarea rețelelor de canalizare. Lucrul va fi realizat în 3 etape pentru a nu paraliza traficul pe toată strada, iar transportul va fi redirecționat. După executarea acestor lucrări, va începe propriu-zis asfaltarea străzii, care reprezintă a treia etapă. În acest context, edilul le-a cerut conducătorilor auto să fie înțelegători și să ocolească zona respectivă. Condițiile mai libertine acceptate de guvern pentru programul Prima Casă au crescut solicitările de pe piața mobiliară. O recunosc agențiile imobiliare, care spun că acum au mai mult de lucru. Potrivit ultimelor modificări operate de guvern la finele anului trecut, acum își pot procura o locuință prin acest program și cei care dețin imobile, dar vor să-și îmbunătățească condițiile de trai. A crescut de 2 ori mai mult cerere pentru prima casă. Din 10 clienți, cam 7-8 clienți deja procură apartament prin ipotecă. Suntem foarte solicitați la domeniul dat. Majoritatea apelează prin ipotecă să procure un apartament. În fiecare zi avem, cred că, ceea ce privește la prima casă, undeva la 3 solicitări, 5 solicitări pe zi. Dosarul pentru noua categorie de solicitanți nu s-a schimbat foarte mult. Suplimentar, este nevoie de un certificat care confirmă
proprietatea pe alte imobile eliberate de Agenția Serviciilor Publice. Sunt aceleași documente cum ar fi și pentru ipotecă simplă, doar că la aceste documente se adaugă și certificatul de la ASP, de la Agenția Servicii Publice, privind lipsa bunurilor imobile sau, dacă ele sunt, câți metri pătrați sunt aceste imobile. Pentru că programul Prima Casă prevede o perioadă de creditare de până la 25 de ani, iar apartamentul sau casa nu pot fi vândute în acest timp, agenții imobiliari le recomandă potențialilor cumpărători să analizeze foarte bine piața pentru a alege un imobil de calitate. Ну, во-первых, оцените ту планировку, которую вы видите. Удобно ли вы сможете расположить, например, мебель? Проанализируйте, с какими помещениями граничит ваша квартира, вот чтобы не получилось как раз той ситуации, о которой я говорил, когда у вас это спальня, а с той стороны, например, кухня или санузел, еще хуже. Уточните у строительной компании, у риэлтора, который сопровождает, из чего построен дом. Если, например, это газобетон, то не стоит надеяться, что вы не будете слышать храп соседа за стеной. Blocurile cu apartamente calitative sunt construite din cărămidă, deși prețul pentru un metru pătrat în aceste case este mai mare. Un alt aspect la care trebuie să se atragă atenția atunci când se cumpără un apartament sunt rețelele de comunicații. Țevile de calitate vă pot scuti de o reparație costisitoare. Это чревато вскрытием всей стяжки в квартире, в которой уже, например, есть ремонт или живут люди, которым некуда переехать. То есть это достаточно большая проблема. Этого не будет видно, может быть, в первый, второй, третий год, но когда-нибудь этот вопрос станет ребром. Поэтому лучше выбирать, конечно, коммуникации, где коммуникации выполнены в полипропилене, это паянные соединения, они более надежны. Celor care intenționează să-și procure un apartament încă la etapa de construcție, experții le recomandă să acceseze serviciile specialiștilor. Agențiile imobiliare competente monitorizează situația și verifică reputația companiei de construcții. Специалисты по недвижимости, они все-таки отслеживают ситуацию немножечко по-другому. То есть мы следим за тем, что происходит на строительной площадке. Вовремя или не вовремя оплачивают зарплату, например, тому же рабочему персоналу. Вовремя или не вовремя платит компания налоги. Это некоторые звоночки, которые мы регистрируем до того, когда на самом деле настоящие проблемы начнутся у компании. И советуем пайщикам выходить, конечно, из таких строек. De la lansarea programului Prima Casă și până în prezent au fost procurate 5.346 de locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,68 miliarde de lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,34 miliarde de lei. Din 5.346 de beneficiari, 3.690 sunt familii, iar 1.656 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul programului este de 60,34 de metri pătrați, iar valoarea medie a locuințelor procurate este de peste 600 de mii de lei. Din numărul total de locuințe procurate, 4.995 sunt amplasate în zonele urbane, iar 351 în zonele rurale. 4.889 de locuințe procurate sunt apartamente, iar 457 case de locuit individuale. Beneficiar al programului guvernamental Prima Casă poate fi cetățeanul Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței. Simbolul primăverii, protagonistul unei expoziții de excepție. La Muzeul de Etnografie s-a deschis expoziția Mărțișor. Principalul element al vernisajului sunt butonierele care se confecționau în anii 70-80. Cele peste 400 de mărțișoare realizate manual de meșterii noștri vor putea fi admirate până la mijlocul lunii aprilie. O să facem cel mai simplu mărțișor, ciucur. Sau gănășel, mai zicem, da? Larisa Cojocaru confecționează mărțișoare deja de mai bine de 40 de ani. Ea este profesoară de educație tehnologică în gimnaziul din satul Seseni, raionul Călăraș, iar prin activitatea sa încearcă să brodeze în sufletele discipolilor săi dragostea pentru frumos. Aceste gănăceli, eu ne aduc aminte, mama ne le făceam, le confecționam împreună cu ea atunci, primăvara, când se fătau sau dădea naștere mei, vițelușe și noi puneam la gâtul lor, răsuceam două fire alb cu roșu, să fie sănătos și roșu, să nu fie să nu se deoache, așa se spunea în popor, și făceam două ciocuri.
Simbolul primăverii este dăruit în prima zi de martie tuturor apropiaților, colegilor sau pedagogilor. Un cadou al renașterii însoțit de urări de bine. Eugenia Moldovanu, un alt meșter popular prezent cu lucrările sale la expoziție, este încrezută că fiecare mărțișor are o energie specială. Îmi place să dăruiesc ca lumea să se bucure din jurul meu. Și tot timpul confecționez aceste mărțișoare cu dragoste și iubire și cred că ceea ce am confecționat eu se transmite și la omul care a cumpărat. Meșterița spune că simbolul primăverii nu a fost întotdeauna confecționat în culorile alb și roșu. Pe timpuri, butonierele erau împletite în culorile alb și negru. Baba Odochia, mergând și păscând oile, a luat o bucată de ață albă și neagră de la oi și le-a tors și a găsit o monetă și a legat-o de brâu prima dată. Pe urmă, mărțișorul a trecut în alb colbastru și mai apoi, când a apărut dragobetele cu zâna primăverii, a apărut mărțișorul alb cu roșu. În cadrul expoziției vor fi organizate mai multe ateliere. Fiecare doritor poate fura din secretele unui mărțișor de excepție de la meșterii populare. На первый взгляд, сделать мерцешо задачу не из простых. И в самом деле, на изготовление некоторых моделей могут уйти часы. Но есть и те, что можно сделать всего лишь за 5 минут. Для этого нужно две нитки – красная и белая, и немного ловкости рук. В итоге у нас получается такой вот мерцешор с вытянутыми кисточками. Это один из самых простых его вариантов. Dar nu este singurul. Unii au reușit să confecționeze versiuni mult mai complexe. Am confecționat un coșuleț. Am făcut o floare, niște petale, l-am făcut foarte simplu, niște material și trebuie dispoziție bună. E foarte interesant procesul, e foarte, adică migălos, foarte mici gaurile, trebuie să cu atenție și cu gingășie să lucrez asupra la așa ceva, pentru că e într-adevăr e greu. Evenimentul a fost organizat în ajunul primei zile de primăvară și are scopul să atragă atenția vizitatorilor la coloristica tradițiilor naționale. Cunoaștem că toții că mărțișorul, sau mai bine spus tehnicile de confecționare a mărțișorului a fost inclus în lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural imaterial în luna decembrie anul 2017. Una din misiunile noastre este de a perpetua această tradiție. Expoziția Mărțișor va fi deschisă până pe 18 aprilie. Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Temperaturile generoase de afară i-au scos pe toți din case. Parcurile din capitală au fost astăzi pline de doritori de a se plimba cu bicicleta, cu rolele sau cu skateboardul. Oamenii spun că s-au săturat de iarnă, iar vremea caldă din ultimele zile le-a ridicat dispoziția. În același timp, meteorologii ne atenționează că primăvara nu a venit pe mult timp și că săptămâna viitoare s-ar putea să schimbăm din nou rolele pe sanie. Сегодня, на удивление, тепло и, на удивление, целая куча народу. Это было, скажем так, неожиданно. Но я рад, что погода меняется, потому что вот выполз покататься наконец-то. Отличная, лучше не придумаешь. Лучше не придумаешь. Погода только усугубляет. Вообще сейчас замечательно. Хватит этого, для тех, кто слушает, хватит этого нагнетания и всего прочего негатива. Ребята, жизнь прекрасна. Все замечательно. Мы живы-здоровы, вот ребята поют. Я пришел сюда послушать музыку немножко. Мы очень рады, что солнышко вышло на улицу. Как не радоваться-то, погоде хорошей. Погода отличная. Есть весеннее настроение? Есть, Нани. Есть весеннее настроение и надеюсь, что так будет дальше. И фрумос темп. И бон. Кредка и мапиози. Доу. Да. Санкалзяс. Ярна на майдре. Potrivit meteorologilor, temperaturi atât de ridicate în această perioadă anului se atestă în mediu o dată la 10 ani sau chiar mai mult. Astfel de temperaturi, ele în linie generale se
observă odată la 10-15 ani. Dacă vorbim de temperaturi de 20 de grade Celsius, atunci ele în linie generală se observă odată la 15 ani. Dacă depășim temperaturi de este mai ridicate, deja și mai rară, deja odată la 20 de ani. Cea mai ridicată oricum temperatură pentru această perioadă a fost în anul 1990, când am avut temperaturi de până la 23-33 grade Celsius. Totuși, primăvara încă nu a venit pe deplin. În primele zile ale lui martie ne așteaptă temperaturi sub 0 grade și chiar ninsori. Pe data de 1 și pe 2, temperaturile vor coborî și mai mult, fiindcă acolo ne așteptăm să avem chiar și unele ninsori. Adică iarăși va trece niște fronturi atmosferice care ne vor aduce precipitații sub formă de ninsoare. Și după data de 2, iarăși temperaturile vor fi într-o tendință de creștere și vom reveni iarăși la temperaturi primăvaratice, după același care trebuie să fie după calendar. În weekend de ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 0 și 5 grade Celsius, iar noaptea vor scădea până la minus 2 grade. Începând cu data de 1 martie, temperaturile vor crește ușor, pentru sfârșitul săptămânii viitoare fiind așteptate din nou maxime de până la 15 grade. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se opresc aici. La ora 21 nu pierdeți jurnalul în limba rusă, iar eu vă urez o seară frumoasă și un sfârșit de săptămână minunat. Toate bune!